Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat de YouTube. Astăzi avem un clip cu parfumuri terminate, empties sau cum vreți să le spuneți. Vreau să vă vorbesc puțin despre fiecare, așa că n-am așteptat să adună foarte multe, pentru ca acest clip să nu fie foarte lung. Și am această miniatură de John Galliano, a avut vreo 7 ml, apa de parfum care se numește chiar John Galliano. Acesta este un parfum discontinuat, s-au oprit din producție, după care îmi pare destul de rău, pentru că eu l-am avut și în format mai mare, l-am consumat și nu se mai găsește pe niciunde. Și a fost un parfum cu adevărat interesant. Parfum cum nu există altul în mainstream, ar zice că e aproape de nișă, așa de bună-i. Și a fost așa un pudrat dus la extrem, un parfum noir, dark, un parfum cu tămâie, cu note pudrate, cu o violetă foarte pudrată, dar destul de fioroasă. Nu era o violățică din aceea de pe câmp, era o violetă închisă și depresivă, să spunem așa. De fapt, întregul parfum era destul de depresiv. Mai avea și niște note aldehidice, dar nu ca să arate bătrânicesc parfumul bătrânicios, ci notele acelea aldehidice puneau foarte bine în valoare tristețea acelei violete și a notei de tămâie, care împreună cu violeta și cu aldehidele dădeau așa un parfum destul de creepy. De fapt, și sticluța arată creepy, dacă vă uitați la ea așa în full size, chiar e creepy. Dar parfumul a fost cum n-a fost altul. Interesant, bogat, domnesc și destul de matur, dar cu inventivitatea unui parfum de nișă, în mod clar. Dacă ar mai exista, l-aș cumpăra din nou fără să stau să mă gândesc. Probabil a fost întrerupt din producție pentru că nu multă lume l-a înțeles. Sigur că e greu să înțelegi așa ceva, mai ales că oamenii caută acum parfumuri, femeile caută parfumuri dulci, simple, florale, necomplicate. Nu sunt toți ca mine să caute ciudățenii. Însă mie mi-a spus multe parfumul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Și deși nu a avut atomizor, să știți că radia binișor, l-am și mutat în altceva cu atomizor, dar a fost foarte interesant și dacă cumva am mai găsit de undeva, bun, nu este un parfum de luat netestat, clar, și s-ar putea să-l găsiți la prețuri ridicole. N-a fost un parfum scump, a costat 100 și ceva de lei, o sticluță de 50 de ml. A fost un parfum ok, la un preț ok, însă nu se mai găsește. Îmi pare tare rău de el și asta e. Multe parfumuri bune au fost scoase din producție. Un alt decant terminat este acest Laudano Nero de la Tiziana Terenzi și am avut 8 ml aici, de la Uniq. Știți că v-am mai vorbit eu despre parfumurile Tiziana Terenzi. Acesta este unul din parfumurile de început ale casei, care prezintă un labdanum absolut grozav. Este un oriental lemnos, minunat, foarte bogat, care prezintă, așa cum v-am spus, un labdanum îmbrăcat în niște note buzi sau note de whisky, deci amestecate cu ceva tutun, cu ceva tămâie, cu ceva ambră, deci numai minunății de ingrediente. Un parfum dedicat mai mult bărbaților decât femeilor, însă eu l-am purtat în zilele ploioasele acestei toamne fără niciun fel de problemă. Singura chestie a fost că pe mine nu se dezvoltă foarte mult. E uleios și e bogat și e puternic, însă rămâne cumva aproape de piele și asta m-a dezamăgit puțin. Așteptam un siaj mare la un asemenea parfum. N-a fost să fie, deci amărui, închis, negru, maro închis, de fapt. Un parfum pe care vi-l recomand dacă sunteți băieți în special, dar trebuie să vedeți cum se dezvoltă pe voi. Pe mine nu s-a dezvoltat grozav, dar a meritat decantul ăsta. Din cauza asta nu vă cumpăra o sticlă. Dacă s-ar fi dezvoltat, aș fi cumpărat o sticlă mare, 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 pentru că e foarte bine făcut și merită, vă spun, din suflet. Un alt parfum terminat este acest Serge Lutens, care se numea Lofroid și este o apă de parfum. A avut 100 de ml sticla și am avut o sticlă plină. Acesta a fost parfumul verilor mele în ultimii ani. Am avut o sticluță mare, mare, mare și am consumat-o pe toată, cu nerușinare. Dar a fost unul din cele mai interesante aromatice verzi fresh pe care eu le am, pentru că are așa o combinație de note de tămâie, știți cât iubesc eu tămâia în parfumul, foarte mult, cel mai mult, tămâie amestecată cu note de mentă, cu ceva ghimbir, un parfum foarte, foarte rece,
rece și foarte înțepător, așa, și fain aromat, avea și o doză de dulceață, dar a fost perfect pentru caniculă. Serge Lutens face unele din cele mai faine parfumuri complexe, minunate. Nu sunt parfumuri chiar pentru începători, însă mi-a dat așa un sentiment foarte drăguț. Alții poate l-ar găsi creepy, fiind așa rece. Este perfect vara, este la limita dintre feminin și masculin, merge în egală măsură și pentru fete și pentru băieți și calitățile lui sunt grozave. Rezistă pe piele, își face simțită prezența, e super fain și complex pentru un parfum de vară, nu e ceva ce ați mai întâlnit și vi-l recomand cu drag dacă îl găsiți. De fapt, toate apele acestea pe care scrie L'eau, L'eau de vărj, L'eau simplu, L'eau de alte L'eau-uri pe care le are să ajutați, pe toate vi le recomand, toate sunt faine. Ăsta pentru mine este cel mai cel pentru că are în el tămâia aceea de care vă spuneam, tămâie cu mentă și cu ghimbir. De la ghimbir îi vine și un iz și mai înțepător, dar și un pic de dulceață, este absolut, absolut dement, de bun și... voi alerga să caut o altă sticlă. Atât de mult mi-a plăcut. Puține sunt parfumurile pe care le recumpăr. Ăsta face parte dintre acelea, să știți. Foarte, foarte, foarte mișto. Un alt parfum terminat este acest Allure de la Chanel Eau de Parfum. A avut 50 de ml sticluța și am avut o plină, plină ochi. Acest parfum este unul dintre preferatele mele de la Chanel. E unul din cele mai purtabile. N-are izul acela vintage. Este o piersicuță pufoasă și vanilată. Un floral vanilat, foarte domnesc, foarte frumos, foarte aromat, foarte, foarte, foarte elegant și superb și vreau să-mi cumpăr din nou o sticluță. Mai am un pic din aceasta, dar am zis să vă arăt că vreau să o termin și merită a fi recumpărat, vă spun sigur, pentru că are rafinamentul Chanel, rafinamentul pe care casa l-avea acum câțiva ani când făcea parfumuri cu adevărat speciale și acum are rafinament, însă acum văd că a trecut așa pe parfumuri mai comerciale puțin și, mă rog, în ochii mei n-a scăzut Chanel oricum, iar parfumul ăsta a fost unul din preferatele casei, este în continuare unul din preferate, e un parfum de nota 10 pentru mine, e superb și abia aștept să reintre în colecția mea. Ce să vă spun, ținută, calități tehnice, tot ce vreți are și n-ai cum să dai greș. E fără vârstă, merge și pentru tineret și pentru doamne și e ultra feminin și ultra elegant. Potrivit pentru primăvară, aș zice mai mult, merge și toamna, merge și la birou, nu deranjează, nu ofensează, nu țipă, e superb, un Chanel superb. Și un alt parfum terminat sau aproape terminat este acest Infusion de Iris de la Prada. Eu am varianta inițială de apă de parfum, care acum nu se mai găsește în forma asta. Pentru mine acesta este unul din cele mai safe și bune parfumuri pentru birou. Casa Prada îmi place foarte mult ce creează, ce scoate pe piață. Acesta este un iris cu un stâlp de tămâie, cu un pic de vetiver, un parfum clasic, un parfum pudrat, dar foarte bine făcut, foarte calitativ. Nu este cel mai țipător, de aia spun că merge foarte bine la birou. Merge și la o ținută lejeră. Este și un review pe canal al parfumului și dacă nu l-ați testat pe ăsta, căutați-l până îl mai găsiți. A fost reformulat, a fost schimbată și sticluța puțin și nu știu dacă mai are calitățile acestuia, însă eu l-am din variantele inițiale. L-am de mult și s-a menținut extraordinar, deci l-am de vreo 7-8 ani, poate și mai mult și e perfect ca în prima zi. Bine lucrat, un parfum, așa cum vă spun, pudrat, verzui, un pic lemnos, o superbitate pur și simplu. Un parfum care iar nu țipă, dar care te parfumează și te aranjează și care este pentru femei sofisticate și în același timp și pentru femei simple, pentru că poate fi purtat la orice fel de ținută. Este unul din preferatele mele de la Prada și cred că merită avut în garderoba oricărei iubitoare de parfumuri. Aproape aș zice și iubitor, pentru că mie mi se pare așa puțin unisex. Da, poate fi purtat fără grijă și de un băiat și la fel și corespondentul lui, Infusion Dom, poate fi purtat și de o femeie și parfumurile acestea sunt cu adevărat reușite printre cele mainstream. Știți că nu spun despre oricare că sunt reușite, ci doar despre care mie mi se pare că chiar sunt reușite. Așadar, dacă nu l-ați testat, e de testat, vă spun sigur.
Dragii mei, acestea au fost toate parfumurile terminate în ultimul timp. Sper că v-a plăcut clipul și că v-a ajutat. Până data viitoare, vă las și vă pup cu drag. Pa, pa!